Te salutăm, Ionel, dacă ne auzi. Sănătate. Salut, salut. Acum ne auzim chiar bine. Sunt cu Andrei Vochin, cu Bănel Nicoliță și cu Marcel Pușcaș în studio aici la Fanatii Superliga. Vorbim despre echipa națională, despre transferuri. Salutare tuturor. Salut. Salut, salut. Da, vorbim despre echipa națională. Să începem cu meciul din Kosovo. Cum ți s-a părut ție prestația naționalei la primul meci al lui Lucescu la revenirea pe banca echipei? Eu zic că a fost un rezultat bun și jocul la fel de bun. Te așteptai chiar un 3-0 așa cum a fost? Păi, nu știu dacă se aștepta cineva la 3-0, dar probabil la victorie se aștepta. Ce ți-a plăcut la Naționala României? Ce ai observat că s-a schimbat? Dacă s-a schimbat ceva, că primul 11 nu s-a schimbat față de ce am jucat la Euro. Păi, în primul rând, au reușit să marcheze goluri, zic, destul de multe. Asta e cel mai important lucru la o echipă. Corect. N-am avut nici probleme defensive, da? În al doilea rând, n-am primit gol. Da, corect. Denis Man, Mihăilă? Da, știți cum e că... Neamir ce are destul de experiență ca să se vadă defectele și lucrurile pozitive. Bun, și atunci să elimine greșelile care au mai fost, că au fost și greșeli. Nu pot să zici că... Mie, de exemplu, eu vă spun așa, nu-mi place Burcă pe faza de construcție la noi. Da. Joacă numai înapoi. Pe cine ai vedea acolo dacă... pereche pentru Drăgușin? Nu cred că este unul mai bun ca el. Dar nu poți să joci pasul la portar, să fii la jumatea terenului și să dai pasul la portar, că nu te atacă nimeni. Da. Poate lângă Drăgușin, Ionel, va fi în viitorul apropiat Racovițan, dar a avut ghinionul cu accidentarea și poate nu, că așa... Cred că va rămâne Burcă. Eu cred că va rămâne Burcă acolo și trebuie să fie un pic mai cu personalitate și să schimbe un pic filozofia de joc, pentru că da, ești cu fata în mașină, am înțeles. Nu, sunt cu băiatul. Cu băiatul. Ați fost la școală? Fata, nu noi. Fata a fost la școală. A început și școala, nu? Că... Da. Da. Deci zici că Burcă ar trebui să schimbe puțin filozofia și modul de joc. Pe faza de construcție mă refer. Acolo e problema, nu? Când ești undeva în atac la jumatea terenului și ai dus mingea până acolo, nu poți să o întorci înapoi încă 50 de metri și după aia să aduci adversarul peste tine. Da, da, da. De la mijloc adică, în sus... Da? Eu zic că cam așa ar trebui procedat. Da, dar cum spui și să tu... Să verticalizezi în atac, că nu, asta cere un antrenor. Nu cred că Neamir ce cere să joace pas înapoi la fundașul central de la jumătatea terenului. Verticalizare sau cea mai bună variantă e jocul de... Adică schimbarea de direcție. Diagonală, joc în diagonală. Sigur, Mircea Lucescu a văzut lucrurile acestea și le va încerca să le remedieze apropo de Burcă. Cum ți s-a părut ție echipa de la mijloc în sus? Acolo unde ne-a plăcut multora ce am văzut. Ne mai trebuie un pic și aici să jucăm. Adică sunt momente când trebuie să și ținem de minge, să pasăm, să... Că nu prea avem un joc de posesie foarte bun. În schimb, avem jucătorii care au o tehnică și o viteză destul de bună individual și atunci probabil și lucrul ăsta ne-a ajutat pe noi.
Ți-a plăcut Man, Mihailă, perechea aceasta la Parma? Da, da, mi-a plăcut. Se simt cam repede așa ca joc. Duc, dar nu duc foarte mult. Nu știu de ce, 60-70 de minute. E puțin. La vârsta lor și la unde joacă ei acum. Se vede că joacă și la echipa de club. Se vede și lucrul acesta. Da, trebuie să... Nu știu, eu pe Man îl văd mai... Îl văd așa un jucător mai mult de bază în comparație cu Mihail la echipa națională, pentru că el e și titular acolo la echipa de club și contează foarte mult. Drăgușe, vârful de atac, Ionel, că tu chiar te pricepi la meseria de atacant care ne rezolvă problemele? Așa cum ați văzut și dumneavoastră, e un atacant, nu e un atacant foarte puternic sau asta, are viteză bună, are opriri, întoarceri bune, apare acolo în fața porții când trebuie, marchează, cam, nu, asta e... Fișa postului. La un atacant, asta e, se cere, da. Da. Nu prea are... Păi nu are, dar nu. Dar dacă are viteză, compensează. Tehnică cu viteză, pleacă repede de lângă adversar, am văzut, nu, se desprinde așa ușor. Contează. Nu prea sunt variante de înlocuire, Ionel. Păi, momentan, trebuie să ne obișnim cu el și să-l iubim așa cum este. Corect. Cu plusurile și minusurile lui. Pușca și Alibec, cum ți se parcă? Sunt alți doi jucători care sunt la lot, la lotul mare. Da, într-adevăr, sunt jucători cu experiență, dar nu. Șeful lor acum e drăguș. E drăguș, da, șeful lor e drăguș, frumos spus. Să vedem ce mai vine și de la tineret, pentru că și acolo sunt jucători interesanți. Un Luis Munteanu, să vedem, pentru atacul României. Bârligea pe care l-a luat FCSB-ul, nu e la lot, dar... Bârligea e... Îmi place Bârligea, da, îmi place Bârligea. Îmi place, are un fizic frumos, numai trebuie să pună osul la treabă. Bârligea. Da, e și jucător tânăr, are viitorul în față. Treaba... Se lase frăjeala și să pună osul la treabă. Să ajungă și el acolo unde își dorește. La echipa națională titular. Deocamdată a făcut pasul la FCSB. Transfer bun pentru Gigi Becali? Acum poate să fie bun, poate să nu fie bun. Știți cum este. Vedem. Dacă pune osul la treabă, cum spui tu, și dă goluri, va fi ok pentru toată lumea. Așa și companie, nu? O, și companie, un atacant, era un atacant bun la Craiova. Mănuș era. Acum vedem. Da, oricum, Bârligea parcă e altă categorie de atacant. Nu e ca și companiu. Mai tehnic, mai bătăios, mai tânăr. Ne trebuie goluri. La un atacant îi trebuie goluri. Corect. Din alea trăiește. Adică să doboare tot ce posibil. Corect. Tu cum te simțeai când aveai perioade, meciuri în care nu marcai? Păi, ce să zic, exersam la antrenamente. Cât mai mult ca să pot să reușesc la meciuri. Am avut și eu perioade de astea când nu marcam meci de meci sau poate după 3-4 meciuri. Ce să fac? La un atacant și cum e. Da. Se hrănește din goluri, atacantul, corect. Asta e... Apropo de goluri, nu știu dacă îți mai amintești tu, pe 3 septembrie 2000, tu ai marcat în ultimul România-Lituania care s-a jucat pe Ghencea. 1-0. Da, 1-0, golul tău. Cu capul. Diseară avem iar România-Lituania. Ăla a fost ultimul, ăsta e următorul, România-Lituania. Cine marchează diseară pentru noi? Păi, ce să zic acum, un
un posibil marcator poate să fie și Drăguș. Sau Stanciu, sau... jucătorii ăștia de atac, sau Man, sau Mihailă, dacă sunt în echipă. Depinde cum o să vedem și cum va fi primul 11. Tu crezi că Lucescu va schimba 2, 3, 4 jucători sau nu va schimba? În afară de portar va fi Târnovanu în poartă, aia știm. Pe din ce relatați voi în presă, cine portar Târnovanu? Târnovanu va apăra diseară, da. Am înțeles. Hai, noi vorbim de cine dă gol acum. Avem Stanciu, Man, Mihailă, Drăguș, jucători de atac. Poate să fie și unul din cei doi fundași centrali. Și ei au o talie bună, și ei la faze fixe se descurcă foarte bine. Sunt jucători. La cum ai văzut echipa Națională României în Kosovo, crezi că până la urmă Lucescu va reuși și Marele Vis ne ducă la Mondial după atâția ani? Sau e prea devreme să vorbim acum? Păi eu zic că prea mult să risca lui voi cu presa de la o perioadă la alta. Mie mi se pare nou, exagerată. Putem să vorbim de partea asta, de prima parte asta cu meciurile astea care sunt acum, de Liga Națiunilor și după câteva jocuri așa sau după câteva rezultate, atunci putem vorbi și de viitor. E adevărat că nu, suntem sau toată lumea interesată să facem, să participăm și la un viitor campionat mondial, dar mi se pare un pic că prea mult sărim de la un meci sau de la o campanie la alta. Dar trebuie să vorbim acum de partea asta de Liga Națiunilor. Vedem cum decurg lucrurile, șocul echipei, rezultatele. Și știți cum e, că rezultatele astea, victorile, interes pe jucători, motivează. Și creează și un nucleu așa stabil la echipă. Deci să câștigăm grupa Liga Națională și apoi vedem pas cu pas ce urmează și în preliminare de mondial și tot așa. Exact. Nu, că părerea mea că dacă e un parcurs bun cu rezultate pozitive și cu victorii multe, eu zic că va fi un plus foarte mare pentru viitor. Nu, și cu experiența lui Mircea, lui Împăratul. Împăratul? Tu ai apucat să lucrezi cu Împăratul? Că nu mi-amintesc. Păi, cu Împăratul am ieșit și campion la Rapid. Păi. Și golgetorul României. Dar ai luat și un titlu Rapidului, înainte să ajungi la Rapid. Păi da, dar nu eram la Rapid. Erai la Craiova atunci, da. Eram plătit de Craiova. Corect. Erai plătit de Craiova, ai jucat pentru Craiova. Păi, nu e corect. Voi, Leo, tu, sau când ai lucrat la Pro TV și tu făceai misiuni pentru Prima TV sau România TV? Așa e. Da. Deci ai fost campion cu Neamircea, știi ce înseamnă Neamircea în vestiar, asta este ideea. Da, deci, cum să spun, are, e un om. Deci, vă spui, am întâlnit foarte mulți oameni. Dar vreau să vă zic că și ca antrenor, și ca om, e un om foarte modest. Deci mai rar așa oameni ca el, vă spun sincer. Împăratul, cum îi spui tu. Adică, momentul când vorbea așa ceva, Lucescu, cred că toți ascultau, nu trebuia de două ori să spună ceva. În Italia zicea il Luce. Da, il Luce. Luce zicea împărată. Da. Ce să faci? Deci avem și noi împăratul nostru. Corect. Da.
Nu mi-a plăcut că s-a dus la Turci ca antrenor atunci. Eu vă spun sincer. Nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut că s-a dus. Eu am antrenat național la Turcia. Ah, când a antrenat național la Turcia. Am înțeles, am înțeles. Da. Nu prea ai ieșit atunci în Turcia. Da, dar spune lumea că unii jucători din naționala actuală i-a promovat el. Asta e, nu mai contează că e promovat. E bine că e la noi acum. Da. Deci tu spui în felul următor, suntem ok, arătăm bine, împăratul e selecționer, vedem ce se va întâmpla pas cu pas în această grupă e Liga Națională și apoi vorbim și de mondiale și de ce mai urmează la Națională. Da, un joc de posesie care mai trebuie îmbunătățit. În rest, eu zic că echipa arată destul de bine, e pe drumul cel bun. Trebuie să fim alături de ei și... Și vedem ce va fi. Dar te miră energia pe care acest om Mircea Lucescu are la 79 de ani, Ionel? Păi colaboratorii lui sunt mai tineri și aia trebuie să se miște mai mult ca ei. Normal, îi coordonează. Asta e șmecheria. Da. Te-am simțit... Nea Mircea o alerga că nu trebuie. Normal. Păi acum nu mai poate și cu problemele cu coxartroza. Ce să mai... alergi, săracul. Păi da, Dumnezeu, sănătate. Ce? Da, normal. Te-am simțit așa supărat pe presă în ce ne-ai spus la un moment dat. Ce? Nu, Doamne ferește, nu. Am zis că nu e normal, adică nu, acum noi facem, suntem în campania asta de... De Liga Națiunilor. Liga Națiunilor. Da. Mi se pare un pic exagerat că mergeți prea mult spre campionatul mondial. De acum, de acum. S-a jucat numai un meci în Liga Națională. Adică, părerea mea că trebuie să fim un pic răbdători, să așteptăm un pic să vedem cum mai decurg vreo 3-4 meciuri, că e foarte important. Pentru, și vă mai spun ceva. Pe lângă faptul ăsta, o să fie și o presiune mult mai mare în competiția asta pentru campionatul mondial. Că acolo fiecare meci îl joci cu sabia deasupra capului. Recâștigat. Cu cât câștigi mai multe meciuri la început și acumulezi mai multe puncte, părerea mea cu atâta va fi mai ușor pe final. E important dar câștigi. N-am văzut că și la campionatul european ne-au țățăit fundulețul până la ultimile meciuri. Da, așa e. Nu? Acum Nea Mircea are altă strategie, are altă filozofie. El vrea să facă lucrurile la început, clare. Nu să stea până la final, să depindem de unul, două jocuri sau, să, nu, sau de adversar sau... Că ați văzut că mai tu îți faci treaba, dar mai depinzi câteodată și de adversar. Le face în stilul lui, exact cum îi place lui să facă treaba. Da, eu nu am nicio supărare pe presă, stați liniștiți.